Salutare, prieteni! Suntem aici la grătar cu doamna Stella, cu patroana. Ca să vă arăt puțin. Alin face un pește. O avem aici pe doamna Stella, pe patroana. N-ar nimic. Merge berea cu paștire, prieteni, e cel mai bun tratament. E tratament foarte. E bune. Ia uitați peștele. Nu, că n-a luat antibiotic. Și noi fugim puțin să vorbim despre comentarii. Că a fost jale aseară în comentarii. Zici că cine știe cine, cu cine și-a dat prin cap. Sau cine știe ce s-a întâmplat. Stați să mă bag un pic aici, mai la umbră. Că nici nu se vede bine acolo, nici nu pot eu de soare. Deci, prieteni, să vă povestesc cum a fost până curăț eu usturoiul să facem mujdei. Să vă povestesc cum a fost cu Leo, că a intrat în casă peste soacra mea acolo. L-am văzut pe Leo că a intrat. Vă dați seama că chiar n-aveam ce să-i zic mulți în comentarii. Vai, Mihaela, de cine ai zis să plece? Tu ești de vină, tu ești nu știu cum. În primul rând, n-am cum să-mi permit eu niciodată să-i spun să plece. Pentru că casa, chiar dacă a rămas soacrei mele și lui Alin, este tatăl lui Alin. Cum pot eu să-l scop pe Leo vreodată afară de acolo? Dacă aș fi văzut că este o treabă în care să o supere, să-i vorbească urât, să, nu știu, fie agresiv, să se certe, da, puteam să-i spun, Leo, las-o, hai afară, te rog eu, vorbiți altă dată, nu știu ce. Dar l-am văzut intrând acolo. Într-adevăr am zâmbit că am văzut că vorbea frumos, o striga, Anca, hai să ne împăcăm, Anca, nu știu ce. Am râs, am zâmbit, normal că nu era ceva rău să o jignească sau să o desconsidere sau să o pună într-o, nu știu, lumină proastă sau să-i facă ceva anume. Dar nu m-am așteptat să și intre în cameră, pentru că, într-adevăr, era un moment nepotrivit, se simțea foarte obosită. Nu se simțea tot mai bine, nu era momentul potrivit, cum s-ar zice. Și mai ales că, știți, de-a lungul timpului s-au tot certat, au fost tot felul de discuții, a supărat-o și el de-a lungul anilor și na. Dar noi ne-am gândit că face și el o glumă subtilă, cum a fost și de la covoare. Știți, când spălam covoarele cu soacra mea, că a venit puțin, a vorbit cu ea acolo, îi spunea el, Anca, ce fac, măsor, nu știu cum, glume, da? Deci nu ne-am așteptat nici noi, sincer, nici eu, nici Alin să se întâmple treaba asta. Și nici n-aveam ce să-i spună, pentru că ce le pot eu spune unor oameni care este casa lor până la urmă și care au trăit aici o viață. Pot să decid eu, nu pot să-i spun, Doamne ferește, niciodată nici ei, nici lui nimic. Nu pot să le comand eu viața și cum să își vorbească și când să-și vorbească unul altuia. Atât că dacă știam că intră peste ea în cameră, într-adevăr îi ziceam, las-o că este obosită sau așa. A fost o fracțiune de secundă, într-adevăr am râs că doar nu mă puneam pe bocit, că nu s-a bătut nimeni acolo sau să se întâmple ceva rău. Dar mai mult de atât, n-aveam ce să fac. Dacă știam că intră direct peste ea în cameră, într-adevăr îl opream. Adică îi spuneam, Leo, las-o că e și ea obosită, e supărată, e nervoasă, e ceva, găseam eu o scuză. Dar nu am știut, am crezut că glumește cu ea, o strigă, cum face el de obicei. Și cam atât. După când am văzut că s-a enervat, ați văzut că am luat trepiedul după masă, pentru că telefonul nu a fost la mine în mână, a fost pe masă, pe trepied. Când a zis el, hai, tachi, ia telefonul și așa, l-am luat. Să bat aici cu asta. Da, poți să bați, dar să nu-l dai afară. M-am gândit că insistă cu gluma și atunci am luat telefonul și l-am dus la noi în cameră pe Leo, știți? Dar mai mult de atât, n-am avut ce să fac, nu pot să îi spune vreodată ei, soacrei mele, dacă vreodată, nu știu, poate e nervoasă sau poate vrea să vorbească ceva cu unul dintre ei, ce să-i spun, dacă o văd în casă la patrona să-i spun eu pleacă? Sau Leo, dacă intră aici, că până la urmă Alin e băiatul lui, nu pot să-i interzic eu să nu intre la Alin? Ei știu, ei fac regulile, cum s-ar zice, în casa lor. Nu pot să mă bag eu să-i spun eu, ieși afară, lui Leo. Înțelegeți? A înțeles și ea situația, a fost supărat atunci pe moment. Cum s-ar zice, mi-a spus și mie și lui Alin că nu trebuia să-l lăsăm să intre, dar chiar nu ne-am așteptat că intre, sincer.
dar nu i-a vorbit nici a urât, că mulți spuneți pe acolo că vai, domne, suntem sălbati, suntem nu știu cum, nici el nu i-a vorbit urât, doar că era indispus la momentul ăla și i-a spus o lase în pace să închidă ușa. Și nici el ei nu i-a vorbit, nu, deci nu și-au aruncat vorbe urâte reciproc ca să intervenim noi, eu sau Alin. Și apoi am explicat și situația cum a fost. Și i-a trecut, adică a înțeles că știe cum face Leo, îl cunoaște pe Leo de o viață. Știe că sunt astea glumele lui, doar că nu-i mai convine, vă dați seama, după atâția ani s-o mai bâzie. Nu aici, că filmez și eu, s-aude urât. Și cam atât. După ați văzut că am ieșit cu ea afară. Am făcut filmarea ei, unde v-a explicat situația. Și i-a trecut supărarea. Na, ce să mai zică, că... Și noi am fost puși în situație tot așa, adică... N-a fost ceva... planificat. Mulți mi-ați mai zis prin comentarii, vai, Mihaela sigur știa. Mihaela nu știu ce. Dacă știam despre treaba asta, eu nu o făceam așa, o făceam cu cap. Adică dacă vroia să intre la ea, să vorbească, sau să-i facă vreo surpriză sau ceva, poate l-ajutam, da, într-adevăr, îi spuneam, bine, hai, încearcă, sau, na, nu știu, nu mă băgam. Dar aia nu era surpriză, așa că se duce peste ea când e indispusă și n-are chef de vorbă sau pur și simplu nu vrea să vorbească. Adică eu aș fi făcut-o cu cap, l-aș fi pus să ia un buchet de flori, să se ducă frumos la ea, într-un anume fel, nu așa, ca să o buzie și să o enerveze. Deci eu dacă aș fi știut despre treaba asta, aș fi spus, da, am știut, am vrut să-l ajut, că mi-a cerut ajutorul și nu ne-a ieșit. Dar chiar nu mă bag eu în treburile astea, pentru că nu vreau să rămân supărată, că certată, n-avem de ce, că nu s-a întâmplat nimic. Să supăr nici pe unul, nici pe altul. Și nici ați văzut că supărarea a trecut după a filmat. Am ajutat-o aici să filmeze prin curte. Doar că n-a fost și a deranjat toată situația, o înțeleg, că nici mie nu-mi place când mă pun în pat și sunt obosită sau mă simt epuizată sau ceva, să vină o persoană, mai ales cu care eu sunt certată și să mă bâzie la creier, vorba aia. Da, așa a fost situația, de așa natură și chiar nu-mi permit eu să-i spun lui Leo nu intra sau ieși afară sau nu știu cum. Cum să fac treaba asta? Mi se pare de să n-ai bun simț, să n-ai o educație. Că i-am atras atenția și i-am zis, hai gata, hai acolo, dincolo unde am fost, da. Dar amândoi sunt părinții lui Alin și nu pot să le interzic niciunuia dintre ei, să le spun eu, nici lui Leo nu veni la Alin aici, nici ei să-i spun, nu te duc dincolo, cine sunt eu? M-am pus eu stăpână. Dar n-a rămas nici supărată, v-am zis, doar că a fost momentul nepotrivit, nici pe el nu s-a supărat, că nu l-a jignit, el n-a jignit-o pe ea. Doar a fost așa, na, o de asta de moment. Știți că Leo eu mai glumesc de fel, ați văzut ce-i face și patroanei. Dar v-am zis, chiar eu dacă știam despre treaba asta, îl puneam să facă cu gust. Adică ți-ai fi făcut o surpriză măcar plăcută dacă vrea să-i facă ceva. Nu așa să o sâcâim. Eu nu mă mai băgam să mai explic încă o dată subiectul ăsta dacă era vorba doar despre ei doi, dar lumea sărind pe mine și băgându-mă pe mine în treaba asta, chiar aveam și eu un punct de vedere de spus și mi se pare normal să-mi iau apărarea și să-mi spun părerea. Adică am tot dreptul din moment ce se discută despre mine să spun și o părerea mea, nu? Să știe lumea că nu e așa. Că-mi vine acum usturoiul. Îl facem așa mai... Prieteni, am oprit un pic filmarea. Ca afară e scandal. Oprisem că afară începuse scandalul. Patrona era și aici la noi să mănânce.
S-a dus până la Leo, acolo în foișor. Nu știu ce a supărat și a zis, a început să plângă. Am fost la ea să o calmez. Chiar îmi pare rău. Și de patrona, că e și ea bătrână, nu trebuie supărată chiar așa în halul ăsta. Leo a glumit cu ea, nu știu ce i-a spus pe acolo. N-a supărat-o neapărat Leo. Erau mai multe rude aici, nu doamna Stella. Și au început așa niște discuții. Patrona s-a ofticat foarte tare. A început să și plângă. Leo glumea cu ea un tărâta mai tare. Și uite așa facem noi tot timpul mereu la masă. De n-am mai stat nici patrona să mănânce. I-am dus dincolo peștele. I-am dus și lui Leo. N-a mai vrut patrona să mai mănânce, bineînțeles. Acum pot mânca măcar mai târziu, că e păcat de peștele, l-ați văzut, am făcut și prima bucată pe care v-am arătat-o, încă una tot atât de mare. Au fost doi pești, foarte mari, foarte frumos, somon, pentru că acela nu prea are nici oase, e și calitativ ca pește și extrem de bun la gust. Îmi pare rău, v-am zis de patrona că n-a apucat să mai mănânce, a mâncat cu noi aici doamna Stella. Și cam atât. Aiurea, ce să mai zic. Nu mai zic nimic. Eu v-am zis, prieteni, că știți, tot timpul m-am împărțit între toată lumea. Chiar dacă majoritatea timpului o petrec aici cu soacra mea, că suntem noi ai noștri, de aici în casă. Nici cu patrona, cu Leo, nu am cum să mă cer și de ce să mă cert așa degeaba sau să nu mă duc la ei sau să fie vreo dușmănie între noi, pentru că ne ajutăm unii pe alții și încercăm să fim oameni normali. Și soacra mea, când o vede pe patrona aici, nu are nimic împotrivă, nu ține ură, nu ține dușmănie, nu ține nimic cu nimeni, adică încercăm să fim și noi oameni normali, dacă e prea mult zis treaba asta. Nu știu ce să mai spun, dar mi s-a luat tot cheful, vă dați seama, am mâncat așa la masă și cam atât. După a venit cearta, scandalul, m-am dus la ea acolo în spate că am auzit-o că plânge, am încercat să o calmez, i-am zis, o să vedeți oricum filmarea lui Leo, că s-a filmat acolo cât de cât. Nu vreau să mă bag eu să dau detalii aici la mine, că v-am zis, nu-mi place pentru scandal sau din scandal să-mi fac un vlog, să caut subiectul ăsta, să fac vizualizări pe chestia asta. Mie chiar îmi pare rău când se întâmplă astfel de evenimente în familie, încerc tot timpul să le aplanez. S-a văzut de-a lungul timpului că niciodată n-am umblat după scandal, din contră. Am încercat să-i fac să râdă, am încercat să-i fac să treacă mai ușor pe lângă chestiile astea. Chiar dacă spunea unul o vorbă urâtă, unul așa, unul pe dos, unul invers, să-l fac să râdă și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, încât să se uite și să treacă repede scandalul. Dar nu reușești de fiecare dată și de multe ori când te bați să aplanezi situația, caz la mijloc, cum am făcut ieri. Ieri, pentru că doar am zâmbit, am râs, pentru că v-am zis, nu puteai să te pui pe plâns, să te tăvălești pe jos, acum că a intrat Leo în casă și ce să-i făcut? Să mă pun pe bocit. De zici că, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva. Se interpretează multe lucruri și degeaba încerc să fie la bun. Că știi cum e, fă bine să-ți auzi rău. Tot timpul. Așa se întâmplă și cu prieteni, și cu rude, și cu oricine. Fă bine să-ți auzi rău. Nu mai zic nimic. Eu vreau să mă păstrez pozitivă, cum sunt eu, știți că mie nimeni nu poate să-mi strice cheful și starea și să mă schimbe pe mine ca om. Eu așa sunt pozitivă, îmi place să trec peste, asta e, printre ele trecem tot timpul, indiferent că vrem, indiferent că nu, se ivesc situații și tot felul de încercări în viață și vorbe urte de la oameni și oameni care încearcă să-ți facă anumite chestii și tot așa, dar e important să-ți păstrezi tu drumul tău drept în viață, să râzi, să fii pozitiv, să nu pleci ureche la oricine, că vorba aia, câinii pe stradă o să te latre tot timpul. Așa că eu am încercat să fiu altfel și nu o să-mi schimb acum, după 26 de ani de viață, stilul de a fi sau stilul de a trăi sau să fiu eu alta decât sunt.
Eu sunt eu, cum sunt eu și asta vă arăt și vă prezint în fiecare zi. Davidelu se joacă fotbal. A mâncat și el, m-a mirat că a mâncat atâta pește, pentru că David nu prea mănâncă pește, dar somonul, din fericire, îi place. Chiar a mâncat și a mâncat cam ca lumea. Bine. M-am bucurat pentru el. Acum îl las să mai joace puțin, să și consume și el energia, să dea jos peștele, să nu se pună. Și gata, mergem în casă. Ce zici, David? Cam atât, mai prieteni, pentru astăzi. Eu vă pup. V-aș mai fi filmat cu drag, dar sincer acum mi s-a cam luat chef de la chestiile astea. Și ne revedem mâine, cel mai bine. Pentru că la noi, vedeți, este ceva în fiecare zi, tot să nu fie bine. Dar asta e, ăștia suntem. Nu ne mai schimbăm noi acum. Știți cum e. Nu mai zic nimic. Haideți, vă pup și ne revedem mâine la un nou vlog. Sper că mâine mai calm, mai bine. Vă pup.